Concursul Culoare și Condee este un concurs național de desen și caligrafie care a ajuns anul acesta la cea de-a 11-a ediție. Datorită participării mai multor județe de-a lungul timpului și a diversității secțiunilor la care elevii pot participa, concursul se desfășoară în continuare cu succes. Concursul acesta are o tradiție și ne mândrim cu organizarea concursului la nivel național. El este în calendarul Ministerului pentru activitățile extracurriculare de vreo 3 ani. Este cunoscut ca un concurs atât pentru desen cu multe secțiuni, portret și mai ales pentru caligrafie, fiind unicul concurs de acest gen. O altă caracteristică a acestui concurs este faptul că este larg deschis de la clasa 1 până la clasa 12, numărând 6 secțiuni. Și de asemenea a avut mulți adepți în mai multe județe, de aceea a fost continuat. Concursul se desfășoară pe mai multe faze, prima fiind faza pe școli, unde elevii doritori se pot înscrie până pe 23 octombrie. Faza națională se va desfășura între 30 octombrie și 7 noiembrie. Data limită este 23 octombrie, moment în care începe și etapa pe școală, în fiecare școală, dar până atunci noi trebuie să știm câți elevi sunt înscriși din fiecare școală participantă. Până la această oră aveți idee? Da, deja am început să se audă semnale sau să se intereseze din școlile care deja au mai participat. Noi sperăm că anul acesta să fie mai mare participarea decât în anul trecut și mai valoroasă.